Modernizarea începută în zona centrală a Sucevei implică un nou covor asfaltic pe stradă, noi locuri de parcare, refacerea accesului la scările de bloc și a trotuarelor, schimbarea stâlpilor de iluminat. Stâlpii ai văzut, da? Ăla e stâlp încrinat, stâlpi copac, n-are ce face, îl mutăm. Reabilităm tot ce înseamnă strada tipografiei, da? De la intrare din Ana Ipătescu până în Alexandru cel Bun. 96 de locuri de parcare? 96 de locuri de parcare. 96 de locuri. Deci facem toată strada principală și unii putem mări, plus parcări laterale. Aici vom mări și facem parcări conform planșei. Da. Deci avem așa, 10 și trotuarul de 1,5, 11,5. În condiții, acum cât am? Acum e o alee. Deci trebuie spus clar, am tăiat și copacii drept, dar plantăm alții în loc, în așa fel încât să extindem, să parcheze mașinile așa cum trebuie și spațiul verde care rămâne să fie protejat. Avem avizul Asociației de Proprietari pentru lucrările de aici? Avem solicitare? Avem solicitare de la șeful Asociației pentru parcări și pentru alei. Ok. Deci, domnul vice, noi încercăm să nu bulversăm parcările. Am început cu una, o terminăm, după care mergem pe cealaltă. Bravo, Adrian, așa trebuie. Toate mașinile... Eu ce rugăminte am, tot ce înseamnă stâlpi, dacă nu e nevoie să-i schimbăm, îi vopsim, îi dăm, îi sudăm unei de sudat, unui fierul ruginit, când plecăm de aici, totul e modernizat. Știți că toată lumea e mulțumită din jur, cu mici excepții, dar n-ai cum întotdeauna să-i mulțumești toți? Eu le spun așa, așteptați finalul și la final vom vedea. Unde e nevoie, remediem. Ei sunt dispus să aștepte tot anul, dar să fie după aceea. Nu tot anul, nu stăm un an aici, doamnă. Modernizarea din această zonă centrală a Sucevei implică și amenajarea spațiului verde. La vizita în teren au fost găsite și construcții și improvizații neașteptate. Un beci și un coteț au fost construite și folosite de locatarii din zonă, iar după aspect pare că acestea sunt aici de zeci de ani. Dar hai să verificăm, să scoatem ce e aici. Bun, ai verificat la Sergiu? N-am apucat să vin aici cu el, deci chestia asta de aici se colcă și șobolanic. Deci ideea e care? Verifici la Sergiu, vii, avem utilaje aici, dacă așa dau dispoziție și o dăm jos fără probleme. Știți a cui e aici? Da, știu. A cui? Asta este intrarea într-un beci subteran. Un beci? Da. Verific. Bine că mi-a spus, uitați ce ușor aflăm, dar cine știe mai bine decât proprietare? Proprietare știu totul. Hai, ce aici? Hai, Adrian! Adrian, cum băgăm să dăm jos de aici? Nu poți vii cu utilajul, trebuie manual. Chemăm de la domeniu. Da, aici chiar într-adevăr e ceva... Cuie, cine ține? Un locatar. Cotețul improvizat a fost și pus la pământ de angajații de la domeniul public. Așa cum ați văzut, suntem pe strada tipografiei, acea stradă care face legătura între bulevardul principal Ana Ipătescu și strada Alexandru cel Bun, pe care o modernizăm, nu doar o reparăm. Înseamnă că vom crea noi locuri de parcare, extindem acolo unde se poate, bineînțeles schimbăm stâlpii de iluminat, refacem aleile la scările de bloc și bineînțeles trotuarele pe care circulă sucevenii, pentru că e nevoie de acest lucru, deschidem sau redeschidem cât mai multe șantiere, pentru că sucevenii au nevoie.